doamna Alicia Diaconescu, la mâna vreme au avut Mangalia și să mai menționez că este membru al Uniunii Scriitorilor din România și cred că mai multe poate să le spună. Și să ne recite un poem. Are și o altă variantă, dar nostalgică, dacă vrea să recite. Bine ai venit și bine ai revenit la Tai Fast Food. Eu vă mulțumesc că ați venit și v-ați găsit timp pentru a fi din nou împreună, nu pe terasa Tai Fast. Referitor la ce a spus prietenul meu, Vasile Gondoci, într-adevăr, deci am luat un premiu internațional și pot să spun că este un premiu internațional a întregului oraș natal, al Lugujului. Este un premiu în care au participat 8.740 de concurenți de pe 5 continente. Bun, să vă citesc două, trei poeme și să vă las în continuare în... Să vă las în continuare să-i ascultați pe ceilalți cantautori care vor urma. Pentru că este toamnă, totdeauna există o nostalgie. De aceea voi recita poezia nostalgică și încă două, trei poeme, deci, de sezon. Nostalgică. Deschid fereastra, niciun glas. N-a rămas pe terasa Taifas. Chefliu stă singur la ceas, e seară târziu. Timișul curge tot mai departe în liniștea fără ecou, care îl soarbe cu trista libertate ce ne-a rămas de pe terasa Taifas. Cei ce au fost cântăreți și poeți nu mai sunt. Un bătrân și-a amintit cineva cu litera G. Nu mai știu. Cântau un imn hazliu, tinere fete făceau semne discrete de pe podul de fier, el trecător, efemer sau rebel, nu mai știu, a căzut ca o stea de pe cer în eter. În clipe uitate și nopți înghețate, o chitară cânta monoton, mai jos cu un semiton. Nostalgicul oricând și era printre ghețuri, de pe podul de fier, pe cel de beton. Închid fereastra, e vânt, nisip și ger. Numai toamna ca o iubită ne-a mai rămas și amintirea serilor de la Taifas. Ultima seară la terasa Taifas a fost în 4